Îngroapă gunoiul ca să scoată banii. Un primar din județul Călăraș este acuzat chiar de oamenii din localitate că a pus bazele unei firme de salubritate care depozitează ilegal gunoiul pe islazul comunei. Ei susțin că timp de 3 ani, pe locul unde pasc animalele, a fost îngropată o bombă biologică. Resturi din gospodării, ambalaje și animale moarte se strâng din toate comunele învecinate. Cea mai apropiată groapă de gunoi legală este în București sau lângă Călăraș, dar acolo costă să arunci gunoiul. Aici el e zeu pentru ăștia. Are firma de salubrizare și ia toate comunele astea, aha, aproape de zona noastră și nu duce la București, la duce aici. Noi suntem cam groapa de gunoi a Călărașului. Zeul despre care vorbește este primarul comunei Curcani. Localnicii susțin că a pus bazele unei afaceri murdare, dar bănoase. De 3 ani de zile, firma de salubritate adună gunoiul din satele învecinate și îl aruncă pe islazul comunei. Aici a băgat tot. Bagă zi și noapte car. Cum vine gata, patrulă mai ia pământ în mal, bagă acolo, fă drumă în primării. Oamenii din comună susțin că sub acest mal de pământ se află de fapt foarte mult gunoi îngropat. Lucrul acesta se poate vedea cu ochiul liber, pentru că la doar câțiva pași se poate observa cum cupa unui excavator deja a săpat o groapă, iar aici s-au adus deja cantități impresionante de gunoi. Tot localnicii spun că după ce mașinile aduc gunoiul, chiar un utilaj de la primărie acoperă gropile cu pământ. În acte, acționar și administrator la firma de salubritate este o doamnă care, coincidență, are același nume de familie ca primarul. Care firmă de salubrizare primarul? A, bine, primarul. Dacă mașina primăriei colectează de aici, din Curcan, unde duce gunoiul? La gropile, depozitele care sunt stabilitate, la glină. Ziceți dumneavoastră că le duc la glină? Scăpări de genul ăsta au mai fost. Ca să nu existe un conflict de interese în comună, serviciul de salubritate este asigurat de primărie. Taxa este de 60 de lei pe an pentru fiecare gospodărie. Oricine ar strânge gunoiul până la urmă, tot în capul satului ajunge. Chiar și sătenii îl aruncă tot acolo. Garda de mediu din Călăraș a dat o sancțiune primăriei pentru groapa de gunoi improvizată, dar asta nu a stopat afacerea. Se amendează primarii... Se dau măsuri, mergem, verificăm măsurile, nu s-au înduit, dai măsură peste măsură. Din punctul nostru de vedere, nu constituie o faptă penală, știți? Deci doar contravențională? Nici măcar. În comunicatul oficial, Garda de Mediu Călăraș nu a reușit să ne lămurească dacă știe cu adevărat ce se întâmplă. Chiar și așa, echipa observator a depus o nouă sesizare și s-a promis un control în localitate. Primarul din Curcani a dorit să prezinte un punct de vedere.